La mijlocul acestei săptămâni, centrul de primire urgențe de la Spitalul Municipal din Roman a fost efectiv luat cu asalt de pacienți în doar 6 ore, prezentându-se la spital numai puțin de 75 de cazuri cu adevărat grave. Între ora 14 și ora 20 au fost 75 de prezentări. Într-adevăr, ieri a fost o zi plină, o zi cu adresabilitate crescută a pacienților în serviciu de urgență și majoritatea cazurilor chiar au fost urgențe. Au fost 3 pacienți cu reacții alergice la înțepătură de albină, de viespe, cu reacții destul de severe. Au fost pacienți căzuți din căruță cu traumatisme destul de severe. Au fost pacienți căzuți de pe scări, deci cu diverse traumatisme, chiar pacienți gravi. Încă o dată rugăm pacienții care au probleme vechi să se adreseze întâi medicilor de familie pentru o bună coordonare a investigațiilor, pentru o bună coordonare a trimiterii către anumite specialități, pentru că dacă vin în urgență și aglomerează serviciul și așteaptă, pentru că avem urgențe, pentru că trebuie să ne ocupăm prioritar de urgență, vor pleca de la noi nemulțumiți că nu vor primi tot ceea ce ei își doresc, ceea ce nu putem realiza în urgență, da? Pacienții cu boli cronice sunt rugați să se prezinte la medicii de familie pentru ca aceștia să le prescrie medicația necesară tratării bolilor de care suferă.